După ce Spitalul Municipal Câmpina a fost declarat ca spital suport pentru pacienții cu COVID-19, 10 medici au părăsit instituția prin demisie sau pensionare. Spitalul avea deja deficit de medici la mai multe secții: pediatrie, neonatologie, ATI și obstetrică ginecologie. În acest moment există o acutizare a lipsei de medici și totodată ne confruntăm cu numeroase ieșiri la pensie din rândul personalului medical, oameni care îndeplinesc condițiile de pensie și care acum ne părăsesc. Pe de altă parte, în baza ordonanței de urgență am trecut la încadrarea de personal pe ordonanță, cu încadrare directă, fără concurs, și avem un număr deja semnificativ de CV-uri trimise, asistenți medicali, infirmiere, personal de curățenie, alte categorii de personal, mai puțin medici. Pe aceștia nu îi găseam ușor nici înainte. Spitalul Municipal Câmpina a mai avut probleme și privind asigurarea fondurilor pentru materiale și echipamente de protecție, probleme care, spun reprezentanții spitalului, s-ar fi rezolvat prin mai multe achiziții. Acum însă, problema cea mai mare rămâne lipsa medicilor.